Ioan Calindăru, unul dintre întemeietorii orașului Bușteni, a fost comemorat la 100 de ani de când a trecut în neființă. Evenimentele dedicate acestei zile au început cu o slujbă de pomenire în Biserica Domnească din localitate, la cărei construcție a participat. Și pentru ca să-mi se ierte toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Autoritățile locale și istoricii au depus coroane de flori la Colegiul Ioan Calindăru, acolo unde există statuia academicianului, care a fost și administratorul coroanei regale. Rolul acestuia în dezvoltarea actualei stațiuni Bușteni a fost unul extrem de important. Contribuția o puteți constata prin tot ceea ce a fost metamorfoză, inclusiv pârtia de schi inițială, constatând care e climatul, care sunt condițiile. Deci, să nu uităm că sfârșitul de 19, începutul 20, prin cei care au făcut studii în străinătate, au adus și anumite sporturi. Și ca atare, fostul Sătuc s-a transformat și în viitoare stațiune, încât astăzi vorbim de orașul stațiune Bușteni. Ioan Calindăru nu a fost oricine pentru Bușteni. În memoria lui, în memoria tot ce au fost fapte deosebite la Bușteni, atât pentru faptele bune, cât și pentru sufletul pe care l-a pus în slujba școlii, el fiind cel care a analizat pentru prima dată școala din comuna Predeal, îl omagiem și îl omagiem cu cinste. Fiind administrator al domeniilor coroanei, acest Ion Calindăru a făcut foarte, foarte multe pentru oraș. A fost, în primul rând, un administrator bun și față de lucrurile astea s-a ocupat și de dezvoltare a orașului, dacă pot spune, la vremea respectivă. Marele om de cultură, Ioan Calindăru, a ctitorit o serie de clădiri și instituții în stațiunea Bușteni, având astfel o contribuție foarte importantă la dezvoltarea stațiunii, care în acea perioadă nu era decât un mic cătun. Acesta este cunoscut și ca un mare filantrop, iar activitatea sa a fost una foarte importantă și la nivel național. Este o personalitate complexă, fost președinte și vicepreședinte al Academiei Române, cu studiile la Paris, doctoratul la Paris, membru al Curții de Casație de la Haga, a fost și un filantrop, a donat Academiei Române o serie de averi, 900 de hectare de păduri primite de la familia Oteteleșanu. De asemenea, vitraliile de la aula Academiei îi se datorează tot domniei sale. Istoricul Virgil Zamfir Teodorescu, membru în Comitetul de Coordonare a Comisiei de Istoria Orașelor din cadrul Academiei Române, a susținut la Centrul Cultural Aurel Stroie din Bușteni o conferință pe bază de proiecții, în care a evocat activitatea și personalitatea marelui om de cultură și a familiei sale.